părinții care s-au donat astăzi cer ca autorități să iasă și să spună ceva. Chiar dacă noi suntem invitați la ora 2 la domnul Topală, totuși părinții care s-au donat aici vor să se expună și în fața autorităților, să-i spună omul, să-i spună presul. Și de aceea sper că comunicatorii de la guvern ne aud. Și am rugat foarte mult, într-adevăr, să iasă cineva, pentru că părinții nu s-au adunat astăzi degeaba. Da, noi vom merge ca un grup de reprezentare să discutăm mai în detalii anumite aspecte, dar părinții vor să vadă și autoritățile. Rugăm foarte mult de cine vor delega sau de cine va ieși în față. Trenia! Din păcate, autoritățile nu au dat posibilitatea. Rușine! Rușine! Către autorități? Deci, rușine! 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 Ce autoritățile trebuie să iasă să discute cu oamenii? Nu doar cu grupuri, deja cu grupuri reprezentative, vă zic, spus că nu am ce mai, spunem așa, mai subtile sau mai multe detalii, mai profesionale, mai ce țin de multe momente care nu pot fi discutate, dar am avea să avem o asigurare că autoritățile vor depune tot efortul, totuși, ca să nu se mai repete situația online. Așteptăm 5 minute, dacă nu ies autoritățile, atunci mergem în domnul. Я вижу, что это не так.
persoane. Da, și eu am probleme cu inima. De ce nu mă duc? Nu vă interesați ce care se vaccinează online sau ce? Am zis 5, până la urmă am dat vreo 7. Normal ca 8-a persoane s-au supărat. Ce așa e radios? Lumea e supărat aici, dar tot e bun. Eu tot sunt supărat. Eu tot am pus actele și am văzut la fizic să învăț cursorii și când colo e online. Ce? Lecții? Da. Dar pe unde ai vrut să înveți? Tu ești la, la Ion Creangă. Da, 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 la Ion Creangă. Și atât vinerea la ora 3 fel de meeting cu toți colegii, dar eu vreau să-i văd fizic, vreau să iau... Dragă, să facem live! Deci aș vreau să spun și muzică, dragă, să facem live! Nu contează nimic, ce implicați oamenii fără gărbinirea o să te globă, să luptă pe tine? Ce să luptă, vă spun că ne-i pui să-i scălească, că să luptă nu vreți să-i scălească nimic? Pe tot globă mântează? Nici un doctor, nici ea ca asta, nu este asta vaccină, da? Și s-au dus oamenii și cum mă dă-i apare la lucru când mă vaccinez, corect, da? Pentru că și când ai transmis o zi, ok, scălește pe după o secundă. Eu vreau legea să fie de... Nu se vaccinează. Nu, o secundă, eu vreau democrație, lege, constituție, și nu ilegalități. Nu se vaccinează. Încă o dată vă spun, încă o dată eu vreau legal tot. Nu s-au dat, dumneavoastră, încă o dată. Nu s-au dat, legal să fie, nu vrei în matale, nu te vaccina, legal. Eu vreau mă vaccinez, legal, nu să mai impun. Adică mă obligi, dacă sunt pedagog, mă obligi. Dacă faceți copii, îndeptezi copiii. Încă o dată spun că vaccinat îndeptează oameni. Noi am venit aici să facem protest, punem copiii răcoară. Nu e altă întrebări, Nadie. Și părinți nu au făcut, bă. Stresează părinți. Nadie, de 10 ani, suntem tari. Statul presează profesorii, părinții. Este acolo să facem solidari profesorii. Presează. Poliția e presată să vaccineze, știi asta? Poliția e presată, ne treabă cu oameni. Doctorii sunt presați să vaccineze. Încă o dată, doctorii care trebuie să știu mai mult cu medicină ca mine și ca tine, sunt presați ca dumneavoastră, ok? Ca dumneavoastră. Ești doctor, mă, dar obligatoriu. Nu. Ia că doctorii sunt presați să vaccineze. Cum asta iese? Cum asta? Cum iese? Eu am un răspuns, dacă sunteți de acord, poliția. Medicii care știu medicină mai mult ca dumneavoastră și ca mine sunt presați de politicieni. Cum asta vine? Nu spus în priză, nu spus în acești oameni contaminează cu copiii, cu părinți. Politicienii poate să preseze medici și să vaccineze sau nu. Politicieni. Omule, dacă este o asigurare, măcar politicieni, eu văd că omul nu înțelege. Politicienii presează medici să vaccineze. Politicienii presează profesorii să vaccineze. Eu, ca părinte, nu pot să la școală, că ei presează. Ce ați venit aici? Dar vă spuneți, dacă noi am venit să vă venit să copiii la școală, dumneavoastră aveți copil la școală? Aveți copil la școală? Ilegal, ce se face? Acum este ilegal.
conform Constituției, asta este ilegal. Încă o dată, se încalcă legea. Eu nu știu ce e ca omul. E că el cum vine, nu e că așa oamenii trăsați. Ori nu știu, nu e pușcat. Conform și că am spus eu. Ești medic, nu? Nu, eu nu. Așa spun eu, trebuie. Medici stresați, da, și nu. Nu-i nicio lege, nu mă interesează. Tu ești, eu sunt conspiraționist sau el. Cine e? Cine e? Care nu înțelege ce să ne vorbim. Sunt legi. Lasă să schimbi Constituția. Lasă să schimbi legi. Vă rugați, da? Eu am venit în Constituția. Nu, mă, dar nu-i spus nici eu. De ce mă ca mă ești? Eu mi-am și răspuns. Nu ți-ai cerut, dar nu te-am să spui. Acum are pentru mine. Nu e politizat. Dar, da. Dacă este genovit. Nu uitați cum poți protesta. Da, nu mă lucrează. Eu v-am gândit că n-aș, pentru că este se încearcă pregătirea opiniei publice ca să vă pună capul în cap. Profesori și părinți. Deși ambii sunteți de aceeași parte. Eu în școală n-am văzut niciun profesor care să fie pentru învățământul la distanță. Nimeni nu e online. Nu că probleme vreau. Unul nu se poate conecta. Unul nu știu pe ce. Unul de mama la mâncare. Toți suntem legali în fața legii. Cazul dat în care sunteți legali în fața legii. Scoaterea imunității deputatului. Făcut toate ce trebuie. Scoaterea salarii toți salarii. Facilităților funcționari plăniți. Scoaterea salarii facilităților de a lega transportul. Dar suntem legali în fața legii. Asta dumneavoastră. Fără fascistă, fără nimic. Dar eu am tot ce e la școală. Fără dramatizare. Dar Și părerea aveți despre cei mai omule, cazuri poate fi un milion. Noi vorbim în masă. Oamenii sunt un milion, dar vaccine numai una. Da, să vorbim, da? Nu vorbim că este și ala și este și ala. Noi vorbim de toată societatea. Noi am zis cu așa proces, cu vaccinarea, cu vaccinarea, cu Ой, ты так сами.
Ascultați, dumneavoastră, eu mă refer la virusul, deci COVID, da? Despre asta vorbesc. Nu vorbesc de tuberculoză, de verme de intestinal și așa mai departe. Despre asta. Eu aș vrea să vă atrag atenția la un risc care poate să apară. Cerința dumneavoastră este absolut pertinentă. Studiile online nu sunt de calitate, este aiurea. Dar cea mai șmecheră poziție pe care o poate lua ministerul este spune în felul următor. Dumneavoastră vreți copiii la școală, noi avem profesorii vaccinați. Ca să vă ducem copiii la școală, trebuie ca ei să vaccineze, iar dumneavoastră vaccinați-vă ca ei să fie la școală. Atunci ministerul va deveni nu ținta solicitării, dar va deveni un martor al unei lupte între două categorii sociale, care se vor bate cap în cap, părinții și profesorii. Ori suntem de aceeași parte a baricadei. Categorie de proști, de prostolani și categorie de oameni cu studii, da? Și noi trebuie să trăim pe niște lini de prostolani. Asta este doar exemplu. Și chiar niște protocoale internaționale, dar spun că în situația actuală avem 82 de școli care au acest regim mic și ei vor interveni pe fiecare școală pentru a identifica soluții ca cât mai mulți elevi să meargă fizic la școală. Termenul care l-au promis, termenul minim, să spunem, pe care și noi am încercat să fim insistenți pe acest termen, a fost de 2 săptămâni. Noi totuși am dat și opțiunea ca noi, părinții, să ne asumăm mersul copiilor la școală în format fizic 100%, deci fiecare din noi să semneze o declarație. Așteptăm aceste 2 săptămâni, la sigur ele nu vor soluționa în toate școlile problemele și 100%, pe unele școli se vor soluționa, pe unele întrebarea va persista. Noi propunem, sau așa, ca idei spontane ar fi pentru acei elevi care nu vor avea acces zilnic la educație să depunem plângeri la Consiliul de Nediscriminare pentru lipsa accesului la educație sau discriminarea în acces la educație, iar și să venim cu aceeași solicitare din partea părinților ca să ni se permită, în contextul în care deja avem vaccinare, cine vrea se vaccinează, cine nu, noi nu putem impune, dar să ne asumăm noi responsabilitatea pentru sănătatea copiilor noștri, ca să poată merge zilnic la școală, pentru că pericolul online-ului nu este mai mic decât pericolul COVID-ului, din păcate. Și atunci această durată lungă se are un efect foarte negativ despre care am vorbit. Dacă aveți alte propuneri, le așteptăm în grupul Părinților Solidari sau avem un e-mail, îl găsiți la fel parintesolidari@gmail.com. Cred că mai putem să facem și niște comunicări, dacă doriți, avem toate e-mail-urile dumneavoastră, putem face niște zoom-uri prin care să vedem ce facem mai departe. Așteptăm 2 săptămâni și la finele acestea discutăm care sunt pașii de mai departe. Sunteți de acord? Nu? Dați alte soluții. Noi la fel am cerut domnului ministru, doamnei ministre, două doamne secretare de stat din partea Ministerului Sănătății și Educației care au fost prezente, că atunci când vor face această evaluare pentru fiecare instituție și în cazul în care într-o anumită instituție nu se poate respecta distanța de 1 metru, să vină cu soluții alternative pentru a asigura prezența copiilor la școală. La fel, am cerut că atunci când se emit anumite decizii să se ia în calcul vârsta copiilor și dependența acestora de un adult în preajmă în tot procesul educațional. Toate aceste cerințe au fost notate și ni s-a promis că în 2 săptămâni vor veni, vor întreprinde măsuri de evaluare de fiecare instituție și vor veni cu anumite soluții, cu anumite propuneri de îmbunătățire a situației. Acum ne rămâne să monitorizăm, să urmărim declarația, să vedem ce fac ei de fapt. Nu mai am o soluție pentru părinții care copiii sunt în online, să depunem plângeri, cereri. Putem să elaborăm un draft tipic sau un draft exemplu, pentru că el nu acceptă ca copilul lor să facă, nu mai poate permite ca copilul să facă lecții online din motive de sănătate și cere prezența fizică a copilului la lecții. Un draft
consilieri, către director și către minister și lasă ministerul să ne spună ce facem cu acești copii care au probleme de sănătate și nu pot face online lecții sau au o delăsare, să spunem așa, pedagogic, care sau au o carenție în studii. Trebuie să găsim deja soluții, fiindcă le încercăm pe toate, să spunem așa. Nu ne lăsăm, nu lăsăm mai în jos, dar încercăm să venim pe fiecare aspect sau cu mai multe opțiuni, să spunem și noi, ca să facem mai departe auzită problema. Vom totaliza aceste gânduri care le-am spus acum pe pagina Părinți Solidari și cei care vor vrea să facem ceva mai departe, fie pe partea de cerere, fie pe partea de discriminare, ne veți putea scrie și vom discuta deja fiecare grup sau vom identifica soluții pe grupuri. Ok? Altceva mai mult n-am putut face decât atâta. Sper că am fost auzit și sper că autoritățile, chiar dacă azi nu ne-au dat soluții, i-am dat un imbol și o motivație mult mai puternică să soluționeze problema educației. La mulți în sat, mă auziți? La mulți în sat, dar este așa o cauză. El șede părintele în diasporă, șed cu bunei, au calculator și telefoane. Bunei se ocupă de porăit prin o gradă, prin o altă. Asta, pur și simplu, că a ajuns la mine. O persistat, eu am văzut. El ieși pune. El pune calculatorul, îi stinge camera și lasă să vorbească. Și el șede în fața la calculator, dar pe telefonul șede și se joacă. Sau chiar la calculator se joacă, da. Nu-i unicul caz, dar adică sigur, asta, da. Asta nu e un mecanism nici pe aproape ideal. Educația online este o educație ineficientă, de fapt. Educația, eu ce vreau să zic. Zero, da? Asta nu e educație, noi așa am numit-o. Ceea ce mai înainte se numea absenteism de la lecție, acum se numește educație online sau la distanță. Nu este eu ok. Eu și vreau să menționez că educația prin online ar trebui să fie cu un punct adăugător, obligatoriu cineva din părinți prezinte. Ce vă prezinte? Numai în cazul este, Ana, așa, da, poate acel rezultat. Trebuie soluții mult mai eficiente decât cele care le-am avut până acum. Sperăm să fim auziți. Voi vedea în următoarele săptămâni. Eu vă mulțumesc tuturor care au avut răbdare până acum, dacă cineva are întrebări. Nu, noi am dat astea de opțiuni, opțiunea ea până când nu a fost agreată sau acceptată. Opțiunea guvernanților la moment sau Ministerul Educației cu Ministerul Sănătății care a fost prezent la discuții este că ei păstrează acel metru, că nu pot să-l scoată nici de cop, dar vor căuta soluții ca cât mai mulți elevi să fie prezenți în liceele unde acum avem problema online-ului. Asta a fost cert spus, 2 săptămâni. Nu știu cum va fi mai departe. Urmărim. Haideți să încercăm. Da, asta e chiar opțiunea de clase întregi să meargă cu astfel de cereri prin care o clasă întreagă și are responsabilitatea pentru sănătatea copiilor și a profesorului pentru perioada de prevență fizică la 100%. Cred că ar fi să încercăm și pe asta, fiindcă vedem, situația nu este una clasică și una standardă. Da, noi vom pune astfel de opțiuni pe pagina noastră și cine cred că vom face o formă sau ceva în care fiecare va putea expune și asta e vreo studiu de așa sau așa, după care vom realiza acele drafturi de cerere, cum le depunem și așa mai departe. Ok? Asta ce am putut noi face la moment. Dar știți că noi nu lăsăm mâinile în jos, monitorizăm situația și punem presiune mai departe. Ea este publicată în pagina guvernului. Haideți, fiecare are opțiunea lui. Nu, dumneavoastră aveți tot dreptul, noi chiar vă încurajăm. Nu, dumneavoastră aveți dreptul să cereți asta și ne informați pe noi ce se întâmplă pe această parte. Haideți să consultăm juriștii, haideți să vedem. Doamna Chiu, dar trebuie să începeți de la lege. Există învățământul? Noi de la asigurarea accesului copiilor.
situația este un drenaj contestativ. Acum este fiecare. Haideți fiecare face ce poate. Nu. Eu foarte mult să nu ne îngănuiți pe noi, noi facem ce putem, ca fiecare cetățean. Putem dumneavoastră face mai mult, nu știm, noi doar o știm, noi doar o putem deschiși. Noi am mers să discutăm o petiție. Dumneavoastră mi-ați interzis pentru acum să dau întrebări la temă despre legi și hotărârile comisiei. Dar dumneavoastră v-ați zis să vă câștigați pe părinți. Nu, 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 nu,